Liviu Vârciu și Anda Călin formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz și au împreună una dintre cele mai frumoase familii. Cei doi sunt foarte activi pe rețelele de socializare și nu se sfiesc să se afișeze nici atunci când au mici certuri în familie. Iată de la ce a pornit totul. Prezentatorul TV s-a plâns prietenilor virtuali că a fost nevoit să-și aștepte soția zeci de minute în șir, timp în care aceasta pare că se pierduse printre rafturile magazinelor. Liviu Vârciu a amenințat că nu va mai aștepta mult și că o va lăsa acolo, dacă aceasta nu va ieși în următoarele minute. Să vedeți și voi ce băiat bun sunt! Aștept de 45 de minute doamna să iasă din magazin și nu vine. Mi s-au umflat cearcănele, mai stau fix două minute și măcar. E mult, 40 de minute sunt extrem de mult, a povestit Liviu Vârciu pe rețelele de socializare. La scurt timp după instastoriurile postate de Liviu Vârciu, soția lui le-a văzut și a reacționat ca atare. Aceasta a decis să spună adevărul despre cele 45 de minute despre care soțul ei se plânge că a fost nevoit să o aștepte. Anda Călin susține că a fost vorba doar de 7 minute, nici de cum despre 10 de minute, așa cum susține prezentatorul TV. Ba chiar aceasta a mai spus că s-a trezit și cu un apel de la soțul ei care nu mai avea răbdare și o ruga să se grăbească. Spune că m-a așteptat 45 de minute în fața unui magazin, dar voiam să vă spun adevărul. El mai minte de obicei. Șapte minute au fost și când spune că nu s-a enervat, după șapte minute m-a sunat și mi-a spus, iubire, vrei să fac o criză. Cât durează? Șapte minute a rezistat. Minte, a reacționat Andacălin.